al PNL București. Vă mulțumesc pentru că ați venit la conferința de presă organizată de Organizația PNL București astăzi. Subiectul conferinței este legat de contestațiile pe care PSD le-a făcut în instanță în privința candidaturilor pentru primăriile de sector și pentru listele de consilieri locali și lista CGMB pe București. Îi dau cuvântul acum președintelui PNL București, doamna Violeta Alexandru. Mulțumesc! Bună ziua și din partea mea, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc. Mulțumesc, doamna Postelnicu! Într-adevăr, conferința de presă de astăzi este marcată de finalul unei activități intense pe care am avut-o în sălile de judecată, ca să răspundem tuturor celor 13 contestații pe care PSD le-a depus împotriva listelor de candidați și candidaților de primari propuși de Partidul Național Liberal, Organizația București. Am fi preferat să ne dedicăm total împreună cu avocații noștri, colegii noștri, activităților de campanie, însă PSD de frică, să spunem lucrurilor pe nume, PSD de frică a încercat să ne blocheze, depunând 13 contestații pe motive despre care va vorbi în detaliu colega mea, avocatul coordonator al activității noastre în justiție. De ce a depus PSD contestații împotriva PNL București, împotriva candidaților noștri? Pentru că PNL știe, iar sondajele o arată foarte clar, au și ei sondaje de opinie, avem și noi, că Partidul Național Liberal, Organizația de București, este principala forță politică cu care are o competiție. PNL București este forța politică în București, așa cum rezultă din sondajele de opinie, care poate învinge PSD în capitală, care poate determina înlăturarea PSD din administrația din București, PSD fiind cel care a dus capitala în faliment și care ne pune în situația de a munci serios, ceea ce vom face pentru a recupera toată această perioadă neagră în care Bucureștiul s-a aflat. Repet, suntem singura organizație contestată de PSD în București la acest nivel și vreau să mulțumesc avocaților noștri care s-au dedicat în această perioadă să facă față unui asalt pe care PSD de frică l-a generat împotriva organizației PNL București. Ne rămâne în continuare să derulăm o campanie axată pe proiecte, axată pe soluții, așa cum bucureștenii au nevoie. Bineînțeles, suntem conștienți de frica pe care PSD o are în București, a încercat prin toate metodele să ne împiedice să candidăm și înțelegem cu atât mai mult faptul că se tem de o pierdere și acest lucru ne responsabilizează să ne implicăm alături de dumneavoastră în această campanie cu toată seriozitatea și, bineînțeles, odată ajunși în administrația din București, să derulăm proiectele necesare pentru a scoate Bucureștiul din faliment. Sunt conștientă că aveam suficiente motive să depunem la rândul nostru contestații împotriva listelor celorlalte partide și, în mod special, PSD. Nu am făcut acest lucru. Nu acesta este modul în care noua echipa PNL București și candidații noștri înțeleg să facă politică pentru bucureșteni. Scopul nostru este să scăpăm capitala de PSD, un PSD care ne-a dus în faliment, un PSD care ne face viața un coșmar în București, un PSD care este aproape de clanurile interlope și care ne intimidează, caută să ne transmită frică și teamă de a locui în orașul nostru, un PSD care a confiscat banii publici și care îi folosește pentru interese de grup și mai puțin spre deloc pentru interesul bucureștenilor. De aceea, anunț PSD că mai are foarte puțin de stat în administrația din București. Ceea ce au încercat acum să ne blocheze să candidăm este o tactică specifică acestui partid de a folosi orice alt mijloc, mai puțin căile democratice, căile civilizate, pentru a putea câștiga o competiție electorală. Sunt foarte mândră de echipa pe care o reprezint, de echipa consilierilor noștri, de echipa formată din propunerile de primar ale PNL pentru sectoarele 4, 5 și 6, Adrian Moraru, Cristi Băcanu, Ciprian Ciucu. Sunt foarte încrezătoare că ei vor demonstra bucureștenilor care este diferența între intimidare,
între frică de competiție corectă, între confiscarea banilor publici, toate acestea fiind specifice Partidului Social Democrat, și un mod civilizat, un mod axat pe proiecte, un mod asumat de a lua decizii în capitală spre binele bucureștenilor, cel pe care îl promovează organizația din București a Partidului Național Liberal. Le dau cuvântul în continuare președinților organizațiilor care în această perioadă au lucrat intens pentru a răspunde tuturor contestațiilor pe care PSD le-a formulat împotriva candidaților PNL București, după care pentru aspecte tehnice care vizează procedurile parcurse în instanță, am să-i dau cuvântul avocatului coordonator, cea care a gestionat tot acest proces pe care l-am parcurs în aceste zile, Cristina Ivanovici, urmând să răspund întrebărilor dumneavoastră la final. Vă mulțumesc! Sectorul 1. Mulțumesc frumos, bună ziua! Sunt Sebastian Burduja, președinte PNL Sectorul 1. La Sectorul 1, primarul PSD Tudor Ache, împreună cu echipa dânsului de consilieri, de sfătuitori, au depus o contestație la lista de consilieri locali ai Partidului Național Liberal, născocind un pretext pentru a determina sau încerca să determine ieșirea noastră din competiție. Evident, au pierdut în primă instanță, nici n-au mai depus apel, pentru că probabil s-au convins că ceea ce invocau dânsii era pur și simplu absurd. Prilej să remarcăm faptul că sunt două modele, un model PSD-ist și un model liberal. Modelul PSD-ist înseamnă incompetență, impostură, născociri și în politică și în administrație. Modelul liberal înseamnă proiecte, soluții, profesioniști în sprijinul oamenilor din sectorul 1 și, bineînțeles, la nivelul Bucureștiului și al țării. Noi ne vedem de treabă, suntem ferm convinși că pe 27 septembrie vom sărbători cu toții scoaterea PSD-ului din București și din sectorul 1, un sector care este cea mai bogată primărie din România și care merită mult mai mult decât i-a dat PSD-ul în ultimii 4 ani de zile. Mulțumesc frumos! Bună ziua, Antonel Tănase, sunt președintele PNL Sector 3. De asemenea, la Sectorul 3 a fost contestat și candidatul la primărie și lista de candidați, mergându-se pe o confuzie în mintea PSD-știlor că statutul Partidului Național Liberal seamănă cu statutul Partidului Social Democrat. Au căutat ca printr-o chichiță, printr-o manieră procedurală în instanță, să blocheze candidaturile Partidului Național Liberal, candidatul nostru care este un candidat foarte bun pentru primăria sectorului 3. Mai mult decât atât, ei au fost părăsiți înainte de alegeri de candidatul pe care îl aveau, care și-a făcut o altă formațiune politică, dându-și seama că Partidul Social Democrat după 27 septembrie va pleca de la guvernarea Bucureștiului și prin alianța pe care am făcut-o, prin modul cum ne-am înțeles cu toate forțele de opoziție, noi sperăm ca din 28 septembrie administrația să fie totală a dreptei în municipiul București și de asemenea în sectoare. Suntem foarte încrezători că soluțiile propuse de Partidul Național Liberal la sectorul 3 vor fi acceptate de cetățeni și susținute la urne, astfel încât administrația liberală împreună cu Nicușor Dan să poată să pună în practică toate proiectele necesare în zona de termie, în zona de infrastructură, în zona de mediu, pentru a spori confortul cetățenilor. Acțiunile în instanță nu sunt decât, dacă vreți, un paliativ, încearcă să se agațe de orice chichiță procedurală, de orice lucru, astfel încât să rămână la butoane. Ei nu-și dau seama că, de fapt, prin aceasta arată disperare și că locuitorii s-au săturat de toate demersurile și de faptul că de 12 ani nu se întâmplă nimic semnificativ în București. Noi suntem convinși că pe 27 septembrie dreapta va prelua capitala. Vă doresc o zi bună! Mulțumesc, sectorul 6. Bună ziua, Andrei Badiu, mă numesc, sunt prim vicepreședinte la filiala sector 6.
La sectorul 6 am avut de-a face cu 5 contestații și pentru lista de consiliu și pentru candidatura candidatului nostru, Ciprian Ciucu. În cazul în care oamenii nu erau convinși până acum, se poate vedea cum PSD de la nivelul sectorului 6 lucrează în zona de a găsi chițibușuri, chichițe, să își îndeplinească scopul. Exact ceea ce am pățit noi cu aceste candidaturi, pățesc toți comerciații în sectorul 6, cetățenii, în momentul în care se duc la primărie, să obțină un document, li se găsesc tot felul de hibe să li se pună piedici. Aceasta este PSD în sectorul 6, este PSD-ul pe care noi îl vom înlătura după 27 septembrie. Mulțumesc! Sectorul 5. Vișan Cori Alexandru, secretar general adjunct, sector 5. Nouă la sectorul 5, PSD-ul prin primarul Daniel Florean ne-au făcut 4 contestații, toate 4 cam pe aceeași tematică, până și doamna judecătoare se uita și rememora prima prezentare și a doua prezentare și a treia prezentare, le-a văzut de fiecare dată. Au încercat prin tot felul de chichițe, crezând că statutul nostru seamănă cu statutul lor, ceea ce este fals, să ne blocheze. De asemenea, au încercat să ne dea jos corturile, pentru care aveam avize și acorduri de la Primăria Capitalei, obținute în mod legal, și la urmă nu ne-a ieșit. Mulțumesc frumos! Doamna avocat, Ivanovici. Bună ziua, avocat Cristina Ivanovici, sunt avocatul coordonator. Am fost prezentă în instanță la aproape toate contestațiile, sector 5, sector 6 și Consiliul General al Municipiului București. Pentru sectorul 4 și pentru sectorul 3 și sectorul 1, apărarea a fost asigurată de către colegul meu Matei Ștefănescu. Vă spun pe scurt esența acestor contestații. Partidul Social Democrat a considerat într-adevăr că statutul Partidului Național Liberal seamănă cu statutul lor. Și atunci au contestat faptul că organizație județeană, vă spun un aspect tehnic foarte important, că organizație județeană este asimilată conform statutului lor și că sectoarele municipiului București sunt organizații locale, iar nu județene. Instanțele de 13 ori, în fond și în apel, au verificat legalitatea acestei susțineri și au stabilit în mod definitiv și irevocabil că argumentația era nefondată, iar candidaturile Partidului Național Liberal au îndeplinit întru totul cerințele legii, astfel încât nu a existat niciun motiv de invalidare. Aștept întrebări dacă există. Cristina, numai o secundă să închidem partea de prezentări și după aceea vedem. Trebuie să ne... Înainte de a vă răspunde întrebărilor, aș vrea să concluzionăm. 13 contestații depuse de PSD direct sau prin persoane fizice pe care le-au pus în față, toate, absolut toate, câștigate de organizația PNL București, absolut toate argumentate, demonstrând șicanele la care ne supune PSD tocmai pentru a încerca să ne determine să renunțăm, respectiv tocmai pentru a își arăta frica pe care o are de o competiție corectă. Toate cele 13 au fost câștigate. Permiteți-mi să le mulțumesc colegilor mei avocați pentru toată această muncă. Ce înseamnă acest lucru? PSD se teme de o singură forță politică în București. Această forță politică este PNL București. Datoria noastră în continuare este să convingem fiecare bucureștean că așa cum am câștigat în acest moment, vom câștiga și în 27 septembrie prin implicarea fiecăruia dintre cei care locuiesc în sectoarele municipiului București. Ca să învingem acest PSD, căruia este frică de o competiție liberă, căruia este frică de transparență, căruia este frică să ajungem la primărie și să arătăm ce s-a întâmplat de fapt în acești 4 ani cu banii bucureștenilor, avem nevoie de fiecare vot. Câștigul pe care noi l-am avut în acest moment nu este doar câștigul Partidului Național Liberal. Sigur, încă o dată mulțumesc echipelor de avocați care au tratat cu toată seriozitatea, indiferent de cât de ridicole erau unele dintre argumentele din aceste contestații.
Acest câștig este de fapt al bucureștenilor care își văd de treabă în această țară, al oamenilor care s-au implicat în politică, așa cum este cazul colegilor mei de aici și a celor pe care îi cunoașteți din organizațiile noastre de sector, celor care s-au implicat în politică având un background în spate, o carieră profesională, fiind oameni corecți și dorind să facă treabă pentru comunitate. De acești oameni le este frică celor de la PSD. Așa sunteți și dumneavoastră, bucureștenii care aveți încredere în noi și aș vrea să știți că vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care ni le-ați transmis în această perioadă. Ca să înlăturăm PSD din București și ca acest oraș, fiecare sector, capitala să aibă o șansă să se dezvolte, trebuie să trimitem PSD în afara Bucureștiului și în afara pozițiilor de conducere din capitală. Prin urmare, PSD a intrat în panică. Îi este frică de PNL. Face orice este posibil ca să ne înlăture din această competiție. În mod evident, ieșim mai întăriți din acest moment pe care tocmai l-am traversat și mai determinați să punem în primul rând oamenii care își văd de treabă în acest oraș, oamenii care vor să facă bine celorlalți, oamenii care au competența să dezvolte proiecte, oamenii care știu ce înseamnă să cheltui corect, transparent și pentru bucureșteni banii din taxele și impozitele plătite în acest oraș. Rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. În funcție de temă vor răspunde colegii mei, respectiv eu. Dumneavoastră avem întrebări, doamna ministru. Înțelegem că ați fost și dumneavoastră seară pe acel șantier din capitală pe care a apărut un focar de coronavirus. Aș vrea să mă întreb din ce ați reușit dumneavoastră să aflați acolo la fața locului. Cum s-a putut ajunge la situația ca 34 sau 32 de muncitori să fie infectați și dacă ne puteți clarifica naționalitatea lor, pentru că în articolele de presă au apărut informații diferite legate de Eu vă pot da informații despre aspectele care țin de competența Ministerului Muncii, alte informații despre starea lor de sănătate, despre cum s-a ajuns în această situație ca peste 30 dintre dânsii să fie infectați, cifra exactă urmând să o stabilească Direcția de Sănătate Publică. Trebuie să întrebați instituția care a gestionat acest proces de evaluare a stărilor și care a luat decizii privind carantinarea, respectiv tratarea lor, adică Direcția de Sănătate Publică București, alături de care, într-adevăr, în cursul nopții m-am deplasat la șantierul în locația de la care aveam informații că s-a întâmplat să existe un focar cu efecte asupra stării de sănătate și implicit asupra stării apte de muncă a celor oameni. Din primele informații, cei infectați sunt din India, dar urmează să avem o evaluare completă. Așa cum am rugat celelalte instituții să mă informeze, presupun că vor face și în ceea ce vă privește. Avem în primul rând o problemă de sănătate și Direcția de Sănătate Publică București deja este implicată pentru a găsi soluții. Încă din cursul nopții și din cursul zilei trecute luase deja primele măsuri și o să vă rog să vă adresați acesteia pentru răspunsuri. Eu am vrut să-mi culeg primele informații din teren ca să înțeleg mai bine raportul pe care l-am solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă București, pe raza căruia se află activitatea acestui dezvoltator imobiliar. Nu vreau să mă antepronunț, aștept raportul ITM București. M-am asigurat că are toate condițiile să poată să facă o primă verificare. Am ținut foarte mult ca deplasarea ITM București să se facă la momentul la care am aflat și eu, pentru că dacă s-ar fi făcut o zi, două mai târziu, era posibil să se schimbe anumite condiții față de cele care, despre care doream să aflăm exact în momentul la care a izbucnit problema cunoscută. Prin urmare, aștept raportul ITM București și vi-l voi pune la dispoziție. Raportul se va axa în mod evident pe condițiile de muncă, pe existența sau nu a contractelor de muncă, aspecte care intră în competență a Ministerului Muncii, respectiv ale ITM București. Și ți-a angajat să acolo? Din ceea ce am aflat, sunt peste 200 de angajați, dintre care 38 cetățeni indieni, dar evidența trebuie să ne dea angajatorul, pe care nu l-am găsit la fața locului și căruia i-a fost adusă la cunoștință
invitația de a se prezenta la sediul ITM București pentru toate aceste informații. În primul înțeleg că ar fi în legătură cu planul sportivilor. Nu vreau să speculez și nu e rolul meu să intru într-o investigație legată de cine este angajatorul. Orice angajator ar fi, mic, mare, de orice natură, el trebuie să aibă grijă de condițiile de muncă și de sănătate ale angajaților. Nu fac nicio diferență în funcție de cine este conectat la cine. Pe mine mă interesează să verificăm legalitatea contractelor, condițiile de muncă, condițiile de cazare în măsura în care făceau parte din condițiile din clauzele contractuale. Cine este persoana, sincer, sunt mai puțin interesat, îl tratez ca pe orice alt angajator cu privire la care am informații că ar fi probleme. Repet, în acest moment ne interesează starea de sănătate, urmând ca în competența Inspectoratului Teritorial de Muncă București să intre aspectele legate de condițiile de muncă, iar inspectorii de la București au fost prezenți și urmează să ceară informații suplimentare ca să-și poată întemeia raportul. În cât timp ar urma să primiți acest raport pe care l-ați solicitat? În cât mai scurt timp, o să văd care este complexitatea situației, funcție de discuția pe care o vor avea colegii cu colegii de la ITM București cu reprezentantul angajatorului. N-aș specula până nu mi se aduc la cunoștință informații legate de complexitatea situației. Ce se întâmplă cu sănătate, din ce ați văzut sau ați întrebat sau vi s-a spus? Nu eu am fost cea care a intrat în incintă. Repet, rolul meu este să determin instituțiile să acționeze, fiecare pe competența sa. Despre starea de sănătate, Direcția de Sănătate Publică București, implicată de alminteri activ, cea de la care am și primit informațiile legate de situația din sectorul 4, din locația aflată în sectorul 4, vă poate da cele mai pertinente date cu privire la starea lor de sănătate. Și instinctul meu a fost să mă interesez în primul rând de starea lor de sănătate și, bineînțeles, odată ce am văzut că Direcția de Sănătate Publică este implicată și că se iau măsuri, am revenit la origine, la ceea ce am eu de făcut și anume să verific aspectele legate de condițiile de muncă. Ce se întâmplă acum cu activitatea pe acel șantier? A fost oprită activitatea pe șantier, având în vedere că sunt peste 30 de persoane infectate sau? Direcția de Sănătate Publică ia decizii legate de izolarea tuturor, carantinarea după caz. Trebuie să vă adresați acestora pentru a vă răspunde cu privire la starea de sănătate a tuturor angajaților. Mulțumesc! Ce se întâmplă cu creșterea alocațiilor? Parlamentul a respins ordonanța pe care ați adoptat-o și ele trebuie să fie plătite de la 1 septembrie. Vreți ataca la Curtea Constituțională legea de restricțiune? În momentul în care vom lua o decizie pe acest subiect, vom anunța această decizie. În ceea ce ne privește, apreciez că am luat o decizie justă, în sensul de rațională, având în vedere condițiile economice actuale. Cum PNL a fost partidul care a crescut alocațiile în toți acești ani, din 2015 până în prezent, sunt în asentimentul dumneavoastră, cred că nu există nicio lipsă de dorință din partea PNL ca aceste alocații să crească. Diferența dintre noi și PSD este că noi suntem conștienți că nu se pot dubla peste noapte sau imediat toate cheltuielile necesare, ci cu atât mai mult cu cât nici acum n-am depășit perioada de pandemie cu efecte dramatice, aș spune, în economie, cu atât mai mult cu cât nu am depășit această perioadă și nu avem un orizont clar asupra revenirii complete a economiei în lunile și chiar anul viitor. Opțiunea pe care noi am avut-o în spiritul deciziei Curții Constituționale a fost aceea de a eșalona, fiind determinat să creștem alocațiile în etape, astfel încât să avem acoperirea necesară în buget, un buget care în acest moment acoperă, așa cum știți, toate cheltuielile necesare, atât pentru cei care sunt în șomaș tehnic, cei care revin în activitate și au nevoie de susținere în continuare, pentru pensionari care au nevoie în mod just de o creștere a pensiilor și știți că am făcut acest lucru conștienți că puterea de cumpărare și nevoile dânșilor sunt reale și că trebuie să răspundem și acestei solicitări. Prin urmare, vom aștepta să se parcurgă toate procedurile și vom decide în consecință
Cert este că această creștere a locațiilor a fost făcută pe o fundamentare riguroasă a Ministerului Finanțelor. Aceasta este sursa la care trebuie să ne uităm atunci când luăm decizii în politică, și anume să ne uităm la date obiective, că de promis și de creat oamenilor speranțe că se poate dubla totul peste noapte, să știți că poate face oricine. Diferența între noi și PSD este că noi ne aplecăm cu seriozitate asupra posibilității de a face aceste dublări, triplări, așa cum propune PSD, peste noapte sau în baza unei etapizări care să aibă susținere în buget și anul acesta și anii viitori. Vă mulțumesc. Spre pensii, PSD va respinge ordonanța care le majorează 14%. Prin urmare, iar sunteți într-un vid legislativ, ce veți face și acum? Eu vă propun să discutăm atunci când toate procedurile parlamentare se vor îndeplini. În ceea ce mă privește, și ieri și acum, după ce termin această conferință, sunt foarte implicată până la detaliu, pentru a mă asigura că nu întârzie livrarea pensiilor. Sunt implicată în activitatea tehnică care se desfășoară la Casa Națională de Pensii Publice în două locații pentru tipărire la timp a fluturașilor. Să știți că nu spun acest lucru pentru a impresiona pe cineva, ci pentru că îmi dau seama că trebuie să facem un efort suplimentar și vreau să fiu alături de echipa mea de la Casa Națională de Pensii Publice, care muncește de dimineață până noapte ca să ne încadrăm în timp și pensiile mărite să ajungă la pensionarii noștri de la începutul lunii septembrie. Grija mea este să nu privesc cu nimic niciun pensionar de dreptul pe care îl are și să-l asigur că respectul înseamnă nu să promiți și să dai oamenilor niște speranțe care nu au suport în buget după o perioadă de pandemie care a afectat grav economia. Respectul ți-l arăți muncind și făcând de așa natură încât ei să-și primească drepturile la timp și să aibă pensia mărită așa cum ne-am angajat că o facem și ne-am ținut de cuvânt. Vă mulțumesc! Se lucrează și acum trebuie să fie gata. Dacă da, să știți că cu toată încăpățânarea vă spun, vom fi la timp, vom fi în grafic, pensiile se vor da la începutul lunii septembrie. Nu e cazul să vă spun acum o cifră, pentru că și de acum o oră de când am sunat ultima oară să mă interesez, deja au avansat. Cert este că vom fi în grafic. Suntem peste jumătate. Suntem deja gata cu pensiile pentru agricultori, suntem aproape gata cu pensiile de stat acordate în numerar prin Poșta Română. Sunt în legătură cu Poșta Română, asigurându-mă că și acolo lucrurile sunt planificate de așa manieră încât să nu existe nicio întârziere. Deja am început pentru o parte dintre județe tipărirea cupoanelor pentru pensiile celor care le primesc pe card. Mergem în paralel, se lucrează cu toată seriozitatea. Repet, aceasta este forma prin care eu și Partidul Național Liberal înțelegem să-i respectăm pe pensionari, lucrând serios pentru ca dânșii să aibă pensiile la timp și să nu aibă nicio emoție în această privință. Dar unde au apărut aceste zvonuri care întârzia pensiile din cauza tipăririi cupoanelor? Sincer, cred că răspunsul este evident. PSD lucrează la emoțiile oamenilor. PSD nu face decât să le creeze oamenilor temeri, să le genereze în fiecare zi câte o spaimă, să le sugereze că s-ar întâmpla ceva în neregulă. Nu. Câtă vreme sunt în această echipă liberală și sunt implicată în Ministerul Muncii, vă asigur că acesta este modul în care lucrăm cu seriozitate pentru ca oamenii să-și primească pensiile la timp. PSD este cu manipularea, noi suntem cu seriozitatea. Mulțumesc! Permiteți-mi, vă rog, o întrebare pe o altă temă, doamna ministru. Se apropie votul pentru moțiunea de cenzură. Socialdemocrații spuneau că vor ca acest vot cel mai probabil să fie dat în prima săptămână din septembrie, undeva pe data de 7-9. Venit încă cu o decizie clară, se analizează. Ce șanse are actualul executiv să rămână în continuare în funcție? Eu sunt convinsă că are șanse și are șanse pentru că inclusiv parlamentari care nu spun public ne dau semnalul aprecierii față de toate eforturile pe care le facem. Preocuparea noastră, vă spun sincer, este să ne vedem de treabă, este să rezolvăm în fiecare zi câte o situație excepțională.
să luăm decizii așa cum PSD poate n-a luat niciodată spre binele românilor, exact într-o perioadă în care românii au cea mai mare nevoie de noi. Preocuparea noastră este să rezolvăm lucrurile de fiecare dată când ele apar, să gestionăm o situație de criză fără precedent, să sprijinim economia să-și revină, să ne asigurăm că pensiile ajung la timp și vom face acest lucru cu pensiile mărite în septembrie, să ne asigurăm că alocațiile ajung la timp, să ne asigurăm că tot ce înseamnă mesaj din partea agenților economici este luat în considerare și tratat ca atare. Prin urmare, sincer, aceasta este preocuparea noastră și cred că românii asta așteaptă de la noi, să ne vedem de treabă și să ne comportăm ca un guvern responsabil care are de gestionat o situație de criză fără precedent. PSD e odihnit? Este odihnit. N-are ce face, mici jocuri politice de ale dânșilor. În ceea ce ne privește, ne vedem de guvernare, ne pregătim proiectele pentru capitală cu cea mai mare seriozitate. Vrem să arătăm că așa cum facem treabă în guvern, cu ochiul către nevoile oamenilor, cu transparență, cu rigoare, cu interes pentru a ieși cu bine din această criză și de a determina proiecte de dezvoltare în anii care urmează, așa vom face și la capitală. Acestea sunt prioritățile mele, acestea sunt prioritățile echipei guvernamentale. PSD-ul odihnit are timp să șicaneze guvernul, pentru că altceva oricum nu face. Cum veți face să rămâneți în continuare în funcție? Pentru că aceste calcule arată că votul moțiunii se dă în Parlament. Social-democrații sunt la limită cu voturile, în timp ce dumneavoastră nu aveți susținerea necesară. Este nevoie de 233 de voturi. Eu am toată încrederea că parlamentarii care văd diferența între un guvern responsabil, singurul care poate gestiona, pentru că știe în detaliu cum arată lucrurile în acest moment în România, pentru că are competența să gestioneze toate situațiile de criză prin care trecem, toți parlamentarii care au informații și sunt atenți la ceea ce se întâmplă în spațiu public, chiar dacă în presă sau în opinia publică au anumite declarații, ei ne dau semnalul înțelegerii importanței prin care momentului prin care trece România, așa încât să așteptăm totuși votul din Parlament, să vedem ce se întâmplă, însă, repet, preocuparea noastră este să ne vedem de treabă și să rezolvăm lucrurile care nu sunt puține în fiecare zi. Prin urmare, calculele politice ale unui PSD odihnit, ale unui PSD care în fapt că nici nu-și dorește să preia guvernarea, pentru că să știți că chiar nu este ușor să gestionezi o criză, iar la cât de puțină competență există acolo, cu siguranță una e discursul public și alta este determinarea, suflecarea mânecilor să se apuce de treabă. Dați-mi voie să am rezerve că își doresc cu adevărat să preia lucrurile în acest moment în România. Prin urmare, suntem singurii responsabili și canalizarea energiilor noastre este înspre a gestiona această perioadă și înspre a pregăti România pentru etapele viitoare, inclusiv Bucureștiul. Vă mulțumesc. Eu nu sunt parte din nicio negociere, dacă asta vreți să spuneți. Eu personal, rolul meu este să mă asigur că PNL București se pregătește temeinic pentru campanie și explică bucureștenilor stradă cu stradă, bloc cu bloc, discuție cu discuție, care sunt proiectele pe care vrem să le dezvoltăm. Lucrăm împreună cu Nicușor Dan, candidatul Dreptei Unite pentru Capitală, la programul nostru politic pe care îl vom prezenta fiecărui bucureștean. Rolul meu este să mă asigur că linia de seriozitate, competența pe care știu că am pus-o în prim plan la PNL București este înțeleasă de bucureșteni și susținută ca atare. Acesta este rolul meu, să transfer, dacă vreți, seriozitatea și încrederea că se poate face treabă în administrație, așa cum simt în acest moment că, în pofida tuturor obstacolelor, chiar se poate face, după experiența de la Ministerul Muncii, aș vrea să o transfer și în energia și în modul în care vor lucra colegii mei în toate primăriile de sector, respectiv în Consiliul General și, bineînțeles, vor fi alături de Nicușor Dan pentru proiectul de dezvoltare al Bucureștiului pe care îl va conduce din poziția de primar general. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumim.